să fii ca pomul roditor. Amin. Și aceluia de lângă tine să-i spui că ai un salvator. Aleluia. Să dai mereu învățătură și din Scripturi orientare, să vadă în tine o credință și o nădejde salvatoare. Să fii o tarță vie, cuvântul sfânt să-ți fie far, puterea lui să-ți curgă în vene, ca seva vieții cu stăjar. Să te proșterni în rugăciune, să te înalți în duh mereu și rogul tău să se înălțească, slăvindu-l doar pe Dumnezeu. Să mulțumești în orice clipă pentru a Tatălui în iubire și cu adâncă reverență să strici a sa bună vestire, să faci de cunoscut lucrarea pe care Domnul nostru Sfânt a pregătit-o pentru oameni în drumul lor pe acest pământ. Să nu te temi de reproșuri. Privește în urmă la acei ce l-au urmat pe Domnul Slavei chiar și în foc și în groc cu lei. S-au încrezut în promisiunea ce a făcut-o tuturor, că va veni curând din slavă să-și ia acasă în său popor. Să cânți cu bucurie sfântă și atunci când nu mai ai putere, îmbărbătează-te cu psalmi ce-ți vor aduce mânguiere. Tot ce Scriptura ne vorbește este vocea Tatălui Ceresc. În ochii mei tu ai valoare, copilul meu, căci te iubesc. Să nu fii doar fumegare, o vorbă simplă, nerostită, fără căldură și lumină, întreaga viață risipită. Fii o mireasmă, frumusețe, precum un crin imaculat, parfumul tău să lege rana celui căzut și condamnat. Amin.